Domnule Stercu, ce presupune alimentația sportivilor de performanță? Este o alimentație diversificată pe proteine vegetală, animală, salate, foarte multe salate. Cum se comportă băieții la masă? Sunt mulțumiți de așa ce le pregătiți? Da, sunt foarte mulțumiți. Sunt copii deosebiți, copii educați. Cu ocazia evenimentelor speciale vă cer ceva în mod deosebit? Desigur. Noi pe weekend, după ce avem meciurile, le facem la cererea lor preparate pe care le mănânc acasă, care le fac părinții, și la fiecare aniversatul, să-i spunem așa, îi și alege un preparat, îi facem tort și cam toate se discută și toate se rezolvă între mine și copiii aceștia, care sunt niște copii minunați. Mulțumim să pregătiți mâncarea campionilor întotdeauna. Mulțumesc și eu și sper să scoatem cât mai mulți campioni. De peste 10 ani, Liceul Tehnologic Ioan Podoaru din Ovidiu este partenerul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi pe linie de învățământ. Cum sunt susținuți fotbaliștii în activitatea școlară? Am avut întotdeauna un parteneriat extraordinar cu Academia Hagi și am colaborat foarte bine cu reprezentanții Academiei în ceea ce privește activitatea școlară a elevilor dumneavoastră. Sunt copiii talentați nu numai la sport, au fost și copii cu rezultate foarte bune la învățătură, șef de promoție. Noi suntem mulțumiți de parteneriatul și de implicarea reprezentanților Academiei Hagi, ori de câte ori au fost nu numai probleme de comportament și rezultate foarte bune la învățătură, nu numai Academia, cât și părinții au răspuns prezent la toate solicitările școlii și toate necesitățile pe care școala le-a avut în desfășurarea procesului instructiv-educativ. Cum considerați că reușesc să îmbine activitatea școlară și sportul de performanță? Este dificil pentru ei? Este dificil, fac un efort extraordinar ca să poată și să învețe foarte bine. Sunt elevi care au avut medii foarte mari, 10 pe linie, și în același timp și campioni naționali sau mai mult. Cred că fac un efort susținut, cadrele didactice i-au înțeles și le-au venit în sprijinul acestor copii în permanență. Ceea ce n-au reușit să facă în activitatea individuală au făcut împreună cu ei în clasă și consider că profesorii sunt alături de copiii Academiei Hagi permanent. Domnule Constantinescu, cât de mult se pune accent pe activitatea școlară la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi? După 10 ani de școală, Academia Hagi au scos foarte mulți fotbaliști, dar au fost și foarte mulți elevi cu note foarte bune, cu șef de promoție, în care școala cu fotbalul și cu colaborarea cu liceele din Constanța și în special liceul din Ion Podaru din Ovidiu au fost de o bună augur pentru educația și pentru performanțele fotbalistice cât și școlare ale Academiei Hagi și cât și al Farul Constanța. Cât de greu este pentru sportiv să îmbine cele două activități, sportul de performanță și învățământul? Noi dăm foarte mare atenție școlii, creându-le cele mai bune condiții pentru a studia și după aceea a face și partea sportivă. În primul rând ne interesează școala, pentru că școala este baza cu
culturii și educației și această colaborare care avem cu inspiratorul școlar Constanța, cu liceele din Constanța, în special cu liceul Ion Podaru, este de bun augur pentru ambele părți, adică a elevului fotbalist și a fotbalistului elev, care face parte din educația noastră și a conceptului nostru Gheorghe Hagi. Roșca, cât de greu este pentru un antrenor să-și capaciteze elevii astfel încât aceștia să mențină ritmul pentru a rămâne concentrați pe ambele planuri, școlar și fotbalistic? Având în vedere că echipa mare promovează foarte des jucători de la juniori, este foarte ușor ca jucătorii să fie motivați în fiecare zi pentru a ajunge la echipa mare. Plus, având în vedere un lot foarte valoros, jucătorul trebuie să își mențină sau să-și câștige locul în echipă și pentru asta trebuie să pregătească foarte bine și să se autodepășească în fiecare zi. Domnule Cămui, cum se adaptează sportivii Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi pentru a obține rezultatele dorite atât pe plan școlar cât și pe plan fotbalistic? Sunt cele două planuri și nu este ușor, având în vedere pentru că cel profesional, mă refer la cel fotbalistic, nu este destul de greu implicarea într-o academie, scularea de dimineață, a mers la antrenament, întoarcerea, a plecat la școală, denotă foarte mult timp, pentru că antrenamentele sunt destul de multe și destul de grele, iar celălalt școlar, timpul este mult mai scurt, având în vedere, cum am spus-o mai devreme, de timpul acordat odihnei și problemelor de învățare, de prezența la școală. Nu este ușor, este munca de zi cu zi care o facem și trebuie să avem grijă atât din punct de vedere fotbalistic cât și din punct de vedere social.